Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru prin Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, în veci de veci. Amin. Pentru această seară, lecția a treia din tematica relații frățești, lecție în care ne vom întări, trebuie, în slujirea reciprocă. Pentru că Scriptura ne învață să ne slujim unii pe alții. Noi toți slujim lui Dumnezeu al orânduielii și al păcii. Felul în care El a creat lucrurile ne dovedește o organizare fără conflict. Conflictul a apărut în univers după răzvrătirea diavolului, după apariția păcatului. Dar haideți să observăm că, de exemplu, în universul creat, toate funcționează într-o corelație. Sau în organismul nostru, în condiții de sănătate, toate se țin strâns legate și slujesc unele altora. Pentru că neorânduiala, dezordinea, se asociază nu numai cu pasivitatea, ci în mod fundamental cu păcatul. Așa scria profetul Amos în cartea sa, unde în capitolul 3, versetul 9 este scris: strigați de pe acoperișul palatelor Asdodului și de pe palatele țării Egiptului și spuneți: strângeți-vă pe munții Samarii și vedeți ce neorânduială mare este în mijlocul ei. Și observați legătura? Ce asupriri sunt în ea. Și tot din Amos citim și din capitolul 6, versetul 1. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion și la adăpost pe muntele Samarii. Vai de mai mari aceștia al cele din tâi dintre neamuri la care leargă casa lui Israel. Deci, haideți să ne punem toată atenția și să observăm că Dumnezeu, așa cum spunea Pavel în 1 Corinteni 14:33, este un Dumnezeu al orânduielii în toate bisericile sfinților. Ordinea se leagă așadar de sfințenie, iar dezordinea de păcat. În această ordine de idei, în Scripturi, sau, sub un alt aspect, în biserici, întâlnim slujitori cârmuitori, adică printre cei ce slujesc sunt unii care organizează slujirea, dar vom vedea în partea a doua că sunt reguli generale de slujire, pentru că toți trebuie să slujească. Slujirea celor din tâi, celor mai mari și, evident, și a celorlalți, trebuie să se facă sub cârmuirea Domnului. Dumnezeu cârmuiește și duhurile cerești. Îngerii nu slujesc de capul lor. Fiecare vede că mai trebuie făcut ceva în univers și se duce și face. Au o organigramă bine pusă la punct. Și apostolii au fost învățați de Domnul să recunoască ca și autoritate, ca și domn, ca învățător și să-l asculte, să facă ceea ce el i-a învățat. Pentru prima idee, cea a ordinii din univers, citesc din Efeseni, capitolul 1, pagina 1145, unde apare o rugăciune a apostolului în care cerea lui Dumnezeu ca ochii credincioșilor să se deschidă și să vadă lucrările lui Dumnezeu centrate și cârmuite prin Domnul Iisus, pe care, așa cum scrie de la versetul 20, l-a înviat din morți și l-a pus așa de la dreapta locurilor cerești. Și observați ierarhia. Mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Și apoi coboară în sfera noastră de lucrare. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii,
care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Așadar, haideți să îl lăsăm pe Domnul să își conducă lucrarea de slujire, de cârmuire în biserică. Din învățătura Noului Testament, putem înțelege că în biserică sunt două categorii de slujitori cârmuitori. Cea din tâi este compusă din prezbiteri. Așa a fost la Ierusalim, așa a rânduit Pavel în bisericile unde a misionat și așa a învățat și pe ceilalți să facă. Iată ce îi scria el lui Tit în epistola sa, capitolul 1, de la versetul 5. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Pentru că așa a învățat de la Domnul, așa a procedat și el de fiecare dată, după cum vă citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 23, unde este scris că la întoarcerea prin biserici din cea din tâi călătorie misionară, el și Barnaba au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Ori de câte ori Pavel se adresa unei biserici, se adresa mai întâi acestui for, conducător din biserică. Și vă citesc doar din felul în care își începe epistola adresată Filipenilor. Capitolul 1, versetul 1. Pagina 1150. Pavel și Timotei, robia lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipi, deci către toți credincioși, împreună cu episcopii, privighetorii, prezbiterii, păstorii, este aceeași categorie, și diaconi. Aceasta n-a fost doar o învățătură a apostolului Pavel. Așa a crezut și a procedat și apostolul Petru, despre care vă citesc din 1 Petru, capitolul 5, versetele 1 și 2. Pentru că, în fond, sub această structurare a lucrătorilor și apostolii, au fost niște prezbiteri. 1 Petru 5, 1 și 2. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtașa slavei care va fi descoperită. Și acum scrie despre rolul lor, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, sub îngrijirea voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu. Și mă adaug doar fapte 20 cu 28, unde apostolul Pavel, la rândul lui, încredința biserica în mâna episcopilor și pe acești episcopi sau prezbiteri, sunt termen similar, îi însărcina să grijească de credincioși, de turma Domnului, repartizată lor. Lua seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Trebuie de asemenea să precizăm că, potrivit Noului Testament, nu există structuri episcopale, piramidale. Adică, peste acești prezbiteri să fie un fel de episcop, peste ei cardinal, sau, cum este în Biserica Ortodoxă, mitropoliți, patriarh, sau cel care cred unii și probabil se crede el, locțiitor al Domnului pe pământ, Papa,
un fel de pontifes maximum peste acea organizație sau peste acea religie. Întâlnim mai mari în Scriptură, cum au fost apostoli sau cei care sunt părinți spirituali. Dar aceștia sunt un for consultativ, nu o suprastructură. Lucrul acesta se desprinde foarte clar din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, fără să citesc acum, unde cei din biserica din Antiohia s-au dus să întrebe pe cei din Ierusalim, după cum a făcut și Pavel, procedând în situația aceea, vis-a-vis de lucrarea sa. Și el a zis, cel ce l-a făcut pe Petru, apostol al lui evreilor, m-a făcut pe mine, apostol al neamurilor, și la fel îndemnau ceilalți, ca să pășim dincolo de linia apostolilor. De exemplu, Iuda și Sila îndemnau pe cei din bisericile pe unde ajungeau să țină cont, să respecte sfatul venit de la cei din Ierusalim. Pentru a putea înțelege mandatul care l-au acești oameni, adaug și cele scrise din Evrei, capitolul 13, versetul 7 și 17. În versetul 7, cred că sunt prezentați, în cazul acela, apostolii de la care a venit credința. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor de viețuire și urmați-le credință. Iar în versetul 17, cred că este vorba despre ceata prezbiterilor locale. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Și pentru a vedea că nu toți au înțeles felul acesta de slujire, vă citesc cele scrise în a treia epistolă a lui Ioan, unde un prezbiter, poate, Diotref, a pretins întâietate și n-a mai vrut să țină cont de recomandările părinților spirituale. 3 Ioan, citesc de la versetul 9. Am scris ceva bisericii, zice apostolul. Dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, între ei posibil între prezbiterii de acolo, nu vrea să știe de noi. Deci, de apostolii, fondatorii acelor biserici. De aceea, când voi veni, voi aduce aminte de faptele pe care le face, că își neclevetește cu vorberele, nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voie să-i primească și îi dea afară din biserică. În ideea aceasta, apostolul sfătuiește pe Gaiu, prea iubitele, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este de la Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Cea de-a doua categorie de slujitori, cârmuitori, este formată din grupul de diaconi, despre a căror lansare în lucrare citim în Faptele Apostolilor, capitolul 6. Aici este scris, de la versetul 3, că apostolii au zis, de aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Iată că de aici rezultă că prezbiterii, fie ei apostoli, sau evangheliști, păstori, au ca primă slujire domeniul spiritual, la nevoie, evident, poți să rezolve și probleme administrative, dar nu este indicat să se încarce cu toate problemele materiale, de organizare. M-ar fi într-o biserică, se construiește o clădire. N-ar fi indicat ca păstorul să îngrijească mai întâi și mai întâi de mersul lucrării, deși trebuie să ajute la
tot ceea ce se face acolo, el trebuie să se ocupe mai întâi și, de fapt, ei, corect vorbind biblic, ceata presbiterilor, de partea spirituală, și unii, dacă lucrarea este mai mare, cu atât mai mare este nevoia, să rezolve problemele administrative. Pe acești diaconi scrie în versetul 6 că după ce i-au ales, i-au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Acum, vă rog să rețineți că acești slujitori conducători trebuie să fie oameni de încredere. Așa îi scria Pavel Timotei în 2 Timotei 2:2. Ce a primit să poată lăsa la oameni de nădejde. Atât prezbiterii, în primul rând, dar și diaconii, trebuie aleși pe baza aptitudinilor lor, pe baza calităților lor, și aici intră roadele lor, roadele pocăinței, roada Sfântului Duh, dar și darurile lor, adică acele însărcinări cu care i-a înzestrat Dumnezeu. Deci oamenii trebuie aleși în funcție de capacitatea lor și în funcție de descoperirile dumnezeiești. Pentru că Dumnezeu cunoaște inima oamenilor, noi avem o imagine limitată a fraților noștri și totodată Dumnezeu cunoaște viitorul. Acum vă voi citi din Scripturi aceste adevăruri. Efeseni, capitolul 3, începând cu versetul 2. Pavel scria următoarele. Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia Harului Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi, deci el a fost abilitat de Dumnezeu, însărcinat, să facă o lucrare de apostolat. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor și alte viacuri, în felul cum a fost descoperit acum sfinților apostoli și proroci al lui Hristos prin Duhul. Și nu este singurul loc unde el face referire la înzestrările ce au fost dăruite de Dumnezeu. El zice, semnele unui apostol le-ați văzut? Deci, un om nu poate fi ales că vrea el sau că vrem noi. Dacă nu este hăruit de Dumnezeu, dacă nu este înzestrat cu capacitățile necesare slujirii. El a avut înțelepciune, cum zice și Petru în a doua epistolă, capitolul 3, versetele 15 și 16 despre Pavel, după înțelepciunea dată lui, a avut harul să slujească ca apostol pentru o mare rază de acțiune în Imperiul Roman. Iar acest Pavel, ca și reguli generale, și învăța slujitorii potrivit celor scrise în 1 Timotei, capitolul 3, unde el fixează condițiile și capacitățile pentru slujire. Deci trebuie să împletim cele două elemente, să corespundă și să avem și o înțelegere din partea lui Dumnezeu că este momentul, că omul acesta este repartizat pentru o lucrare sau pentru alta. Dacă nu, deja ar pretinde cineva sau s-ar baza doar pe o descoperire, să spună, pentru mine a fost o descoperire, sau cineva să pretinde, am avut descoperire că fratele trebuie să fie. Descoperirea trebuie să se completeze cu calitățile. La o asemenea provocare, cineva a zis, mie mi-a vorbit Domnul, că nu ești pentru slujbă. La care, probabil ca și acel proroc din vremea lui Ahab, pune și Duhul Domnului din mine să-ți vorbească ție. La care cel în cauză a răspuns, mi-a vorbit prin Pavel la Timotei, care sunt calitățile și ești departe de așa ceva și prin asta Dumnezeu mi-a vorbit. Scriptura este autoritatea de bază a celui credincios, a bisericii. Haideți doar să citim aceste calități pentru slujire. Citeți de la versetul 2. Dar episcopul, adică prezbiterul, trebuie să fie fără prihană, fără cazier
nerezolvat, să fie în pace cu Dumnezeu, îndreptățit. Bărbatul unei singure neveste, evident, în viață. Dacă i-a murit cuiva soția, aceasta nu-l descalifică, în mod special dacă moartea ei a intervenit la o vârstă mai timpurie. Cumpătat, un echilibru, înțelept, iată o ofertă venită de sus, un dar de preț, vrednic de cinste, să aibă o imagine bine privit, nu ca aroganță și mândrie, ci ca respect, primitor de oaspeți. Pe la el ar trebui să treacă musafirii ca să îi cunoască, să fie un filtru pentru cei care vin în biserică și totodată un model de slujire. În stare să învețe pe alții, dacă nu ei, cine să învețe? Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, și pentru slujitori aceasta înseamnă să nu facă bani pe fondul religiei, să nu creadă că evlavia este un izvor de câștig, și totodată scrie în finalul versetului, nu iubitor de bani. Adică, nu se poate ca cineva să fie slujitor, în același timp el să fie un afacerist care cu zi cu noapte umblă după bani, chiar dacă îi face corect. Nu va putea sluji la doi domni. Deci nu se va putea interesa și de slujire și de afacerea lui dacă ia aproape tot timpul. Să fie blând, nu gâlcevitor, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Este turma cea mică, de fapt, unde ne dăm examenul fiecare dintre noi. Și acum, ca și o condiție obligatorie, eliminatorie, căci dacă cineva nu-și cărmuiește bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? O altă condiție, să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. De asemenea, trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, deci a imaginii publice, pentru ca să nu ajungă în ocară și să cadă în cursa diavolului. Aceste calități sunt pentru prezbiteri. Ele se completează cu cele din Tit, de unde voi citi de la versetul 6, doar cel care nu se regăsesc în Timotei. Aici este scris de la versetul 7 că prezbiter nu trebuie să fie nici încăpățânat, nici mânios, să fie iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat și, foarte important, să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă, curată, care duce la evlavie, și să înfrunte pe potrivnici, evident, cu Duhul blândeții. Revin la 1 Timotei 3 pentru a observa calitățile, aptitudinile diaconilor. Citesc de la versetul 8. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, pentru că, în mod special, ei se ocupă cu domeniul financiar, material, și dacă nu sunt cinstiți, dacă sunt ipocriți, pot să se înșele pe ei, în plan spiritual și pe alții, și în plan material. Nu băutor de mult vin, care este interzis, că afectează mintea, nu doritor de câștig bârșav. Și să păstreze taina credinței într-un cujet curat. Deci, și dacă cineva se ocupă numai de probleme materiale, tot trebuie să fie un om credincios. Pentru că ajutoarele întotdeauna în biserică sunt pentru sfinți și el trebuie să aibă acuratețe, sensibilitate și călăuzire. Trebuie să cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi, adică cei în cauză să fie analizați, studiați. De asemenea, pentru că atunci exista posibilitatea, femeile diaconițe trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Aceasta, pentru vremea noastră, ar fi surori care se ocupă în mod deosebit cu slujirea. Biblic vorbind, au o calificare neoficială, dar ca de diaconițe.
De asemenea, o condiție de ordin etic, diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Pentru că cei ce slujesc bine ca diacon dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Domnul să binecuvânteze pe toți acești slujitori. Ați reținut deja că am afirmat despre nevoia călăuzirii în alegere. Amintiți-vă că Domnul Iisus, conform Luca 6,12, a stat o noapte întreagă înainte de a-și alege apostolii, pe care până atunci i-a observat, i-a cercetat. De asemenea, aflăm și citesc din 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18, că și Pavel se folosea de mesaje din partea Domnului pentru a descifra chemarea în lucrare. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, rețineți, după prociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Și din aceeași epistolă, capitolul 4, versetul 14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, deci a fost un mesaj pentru el, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor, în urma cercetării, în urma mesajului venit de la Domnul. Și văzându-se că Dumnezeu l-a înzestrat și că este de acord, e vremea să fie pus în slujbă, prezbiterii au procedat la actul punerii mâinilor. Să nu uităm că și Pavel a fost lansat în lucrare printr-o profeție dată de Domnul lui Anania, du-te că este un vas pe care l-am ales. Deci s-ar putea să fie pentru cineva un mesaj că în timp Domnul are o lucrare cu el și lucrul acesta se va dovedi la vremea potrivită. Și apoi, când în Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 2, Duhul Sfânt a zis, a venit vremea, puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am trimis. Atunci, frații au postit, s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece în lucrare. De asemenea, important de reținut, în mod special pentru cei care au o însărcinare, o chemare în slujirea de cârmuire, de administrare în biserică, fiecare trebuie să trăiască într-o dedicare profundă și într-o preocupare pentru slujire. Toate acestea evidențiază măsura de slujire a fiecăruia. Degeaba are cineva calități dacă nu-i dedicat lucrării. Pentru că se poate să fi dotat Dumnezeu pe cineva cu daruri, cu aptitudini, dar să fie un om leneș, care nu se preocupă. Se poate, de exemplu, ca cineva să aibă darul învățării, dar să nu studieze. În condiția aceasta, el nu se va ridica la nivelul la care Dumnezeu l-ar vrea în lucrare. Iată ce îi scria Pavel lui Timotei în 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 11. Pagina 1166. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețească tinerețea. Deci iată că și Timotei a fost pus în slujbă la o vârstă timpurie. Pentru că el și-a început slujirea și pregătirea spirituală de mic și deja avea ani de pregătire. Și fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător. A, Domnul m-a pus în slujbă, eu am chemare. Stau liniștit toată săptămâna, duminică mă duc la ambon și Domnul e dator neapărat să toarne. Puțin probabil vorba cuiva să te scoată din rușine. Numai așa, dacă are neapărat un mare interes în lucrare, așa se folosește Domnul și de Caiafa și de Măgăriță și poate și de tine. Dar dacă nu te preocupi să stai înaintea Domnului, cum au zis apostolii, în Fapte 6:4, în rugăciune, în cercetarea și provodirea cuvântului, cum îi spune Pavel Timotei, în 2 Timotei, capitolul 4, nu te poate folosi Domnul la măsură, la nivelul la care ar vrea, la care s-ar putea. Iată ce scrie aici, mai departe, la versetul 15. Puneți pe inimă aceste lucruri, adică să-ți placă.
îndelenicește în totul cu ele, preocupă-te să te pasioneze, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Deci biserica, în mod normal, va descifra când cineva se evidențiază în lucrare, datorită preocupării lui sfinte, datorită calificărilor puse de Dumnezeu în el. Fii cu luare minte asupra ta însuși, asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruiește în aceste lucruri. Aceasta este o lucrare absolut necesară. Stăruiește, frate tânăr, care ai chemare de la Domnul sau care ai fost deja ales și ordinat în slujbă. Stăruiește. Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți, ești responsabil și pe cei ce te ascultă. Este un har pentru toată biserica. Și tot lui Timotei zice Pavel în a doua epistolă, capitolul 1, versetul 6, de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Deci doar ordinare nu îl angajează pe cineva pentru o viață de slujire. El trebuie să se înflăcăreze, ar spune să se recicleze permanent înaintea Domnului și să fie un slujitor pasionat în toate cele sfinte. Închei ideea aceasta adăugând cele scrise tot de Pavel la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, pentru a vedea cât de mult s-a preocupat el de lucrare, de aceea și a avut rezultate pe măsură. 1 Tesaloniceni, 2:1. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost bajocoriți în Filip, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeu nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Căci provederea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednic să ne încredințeze Evanghelia, căutând să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haine lăcomie, martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostolul lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică ce își crește cu drag copiii. Toate acestea au fost un model pentru toată biserica. Mai adaug doar versetul 9. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră? Deci, doar în urma muncii sunt rezultate. Cum lucram zi și noapte, chiar fizic, ca să nu fim sarcine niciuna dintre voi și vă propovedeam Evanghelia lui Dumnezeu. Mai eu știu că unii au probleme de sănătate și nu pot să slujească cât alții. Și capacitatea lor e limitată. E rău și să slujești, să te forțezi peste capacitatea ta, dar de asemenea ești vinovat dacă slujești sub capacitate. Pentru că ești comod, nu vrei să te pregătești, nu vrei să stai înaintea Domnului, te încurci cu lucruri firești, te ispitești și nu mai ești bun de slujbă. De aceea, cum zice tot Pavel Roman 12, să ne vedem măsura fiecare, dar dea Domnul să fie întotdeauna plină. Amin. Până acum, v-am dat dreptul să vă uitați la cei care sunt în față, slujitori, cârmuitori. Dar acum, în a doua parte, ne uităm la toți care slujesc și, în mod special, fiecare la sine însuși. Există o regulă generală de încadrare în slujbă. Ea a putut fi sesizată chiar din ce am spus până acum, dar o punctez din nou. Capacitatea fiecăruia îi arată locul în slujire. Adică, ceea ce a pus Dumnezeu în tine arată ce trebuie să faci, ce te-a pus Dumnezeu să lucrezi. Nu poți să lucrezi cu ce n-ai. De exemplu, chiar în ce privește darurile naturale, degeaba ar vrea cineva să fie cântăreț dacă Dumnezeu ne-a dat glas să cânte. Degeaba ar vrea cineva să fabrice vedenii dacă Domnul nu ne arată nimic. Dar dacă Domnul a pus în el un dar de vedenii,
Prin aceasta se dovedește la ce-i chemat el. Și fiecare să slujească după însărcinarea sa. Și slujirea este generală, nu slujește numai prezbiteri și diaconi, ei sunt niște slujitori, administratori, cârmuitori, dar de slujit slujește tot poporul, sau așa s-ar cere. Haideți să citim în privința aceasta de la 1 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. O slujire importantă, mijlocire, slujbă de preot, fapte bune, o slujire ce va fi răsplătită. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Iată așadar că surorile nu sunt chemate la învățătura în plenul adunării. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat și să stea în tăcere, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Și totuși, iată, un domeniu foarte important de slujire pentru surori. Ea va fi mântuită prin nașterea de fii, adică aceasta este o funcție naturală a femeii, să nască copii, dar dacă și slujește, aceasta e repartiția ei, sorțul ei. Dacă stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Deci o slujire a unei surori care are câțiva copii, evident, asta nu cade doar pe ea, îl privește și pe soț. De exemplu, o mamă care are 8 copii. Dacă slujește an la rând și scoate de acolo ceva, îndrăznesc să spun că este o slujire mai calificată, poate, decât a unuia care slujește într-un grup de evangelizare, unde poate, cine știe când se pocăiesc 10 oameni. Sunt zone foarte aride, unde productivitatea e foarte scăzută și numărul de convertiți foarte redus. Deci, un domeniu de slujire. De exemplu, la noi în biserică avem câteva zeci de învățătoare care se ocupă de cele câteva sute de copii. Este o slujire foarte importantă. Avem peste 100 de văduve și sunt surori din biserică care le vizitează în mod sistematic, le îmbărbătează, la nevoie răspund o întrebare a lor, le ajută. Este o slujbă de misiune și de diaconie. Sunt altele care se îndelicesc cu primirea musafirilor, care slujesc, iată, o slujire echivalentă cu cea, sub acest aspect, cu a prezbiterului, care trebuie să fie primitor de oaspeți. Da, oaspeții pot să caseze nu neapărat numai la un prezbiter, și la o altă familie. Iată un domeniu de slujire, după capacități. Cine n-are condiții materiale nu poate să slujească ca primire de oaspeți, nu se culce. Dacă n-are numai o garsonieră. Și vin 2-4 frați în misiune și trebuie să fie cazați unde sunt posibilități. Un bolnav, de exemplu, poate să slujească cu rugăciune, dar nu poate să slujească cu primire de oaspeți. De-abia se îngrijește pe sine sau poate chiar are nevoie ca să fie ajutat. Tot pentru slujire, vă citesc și din Romani, capitolul 12, unde vreau să întăresc că nu se referă numai la prezbiter și diacon, ci la slujirea tuturor, ne slujim unii altora. Citeți de la versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Fii real, ceea ce ai, ceea ce este dat al tău în administrare, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care am împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădulare n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Și pentru ca toate să funcționeze bine, să nu ne împărțim între clerici, cei ce slujesc, și laici, cei slujiți și să slujim toți, este nevoie să ne apreciem reciproc și să ne promovăm unii pe alții, nimeni să nu-și caute slava lui,
și foloasele lui. În felul acesta este eliminat spiritul lumesc, care se bazează pe ideea de proprietate și de egoism. În biserică ne favorizăm unii pe alții. Tot de aici, în ideea aceasta, vă citesc versetul 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, adică apreciind, fiecare să dea întâietate altuia. Chiar dacă este pe același nivel în ce privește capacitățile, posibilitățile de slujire, cum este scris în Filipeni 2 despre Domnul Iisus, că a fost deopotrivă cu Tatăl, dar nu a socotit ca un lucru de apocat, ci El a fost gata să slujească. Să ne ferim de spiritul lui Diotref și a celor care vor să adune doar adepți și să-și facă loc în față sau să se evidențieze în slujire. N-a venit de vremea răsplătirilor pentru slujire. Nu este o cinste pentru om să caute după slava lui însuși, ci dimpotrivă este indicat fiecare să slujească cu tragere de inimă și cu dragoste celuilalt. Fericit de cine face așa. În biserică este valabil principiul spus de Domnul, este o reluare a ceea ce scrie în Proverbe. Întotdeauna pune-te pe un scaun mai în spate. E o cinste să spună treci mai în față decât să fii devansat sub ochii celorlalți sau chiar dacă ți se spune la ureche. Deci, în felul acesta, spiritul lumesc este îndepărtat. Că noi tot ce avem, zice Pavel, de ce să ne lăudăm cu unii împotriva altora? Nu este corect nici măcar să ne lăudăm cu alții, de cum să ne lăudăm cu noi înșine? Ce ai și să nu fi primit? Sunt capacități cu care am fost înzestrați de Domnul și slujim câtă vreme le lasă în ființa noastră. Auzeam recent un cuvânt al Domnului pentru un frate bătrân, are vreo 85 de ani, în care Domnul i-a spus, rămâi la domiciliu, slujba ta de misiune s-a încheiat. Acum ocupă-te doar de ființa ta, te pregătesc, îl fac o ultimă revizie și te duc acasă. Dar fratele s-a dat la adunare când avea posibilitatea să se deplaseze și știindu-l ceilalți ca un predicator cunoscut, l-au pus să slujească. S-a ridicat și zicea el, am spus ce am spus 5 minute până când mi-am dat seama că lucrarea mea s-a încheiat și darul nu mai funcționează. Și le-am spus, fraților, eu închei că mi este încheiată lucrarea. A înțeles? Atât. Deci, Dumnezeu știe cât ne-a dat și ce ne-a dat și pentru ce vreme. Și un ultim subpunct al părții acestei a două, să fim foarte atenți la relațiile dintre slujitori. În ideea că slujim toți. Mai întâi să fie atent slujitorul la relațiile dintre ei, să nu fie vreo animozitate, vreo invidie, și în același timp la relațiile dintre slujitori și biserică. Cred că trebuie să funcționăm după modelul familiei. Aș zice eu, imaginea aceasta nu e o doctrină, e o comparație. Prezbiterii trebuie să fie tata în biserică. Ei hrănesc, ei dau directive, conduc. Diaconi, într-un fel, sunt mama, care se ocupă cu bucătăria, cu probleme materiale, cu administrarea. Iar toți ceilalți din biserică sunt copii în creștere, care vor fi și ei la vremea lor tată, vor fi mamă. Și în familie nu este nicio rivalitate. În mod normal, soția nu-i supărată pe soț că de ce nu ia bărbat. Și copilul de 10 ani că de ce pe mâine dimineață nu poate să fie el tată. Dacă este o relație normală, cu dragoste lăsată de Dumnezeu. În mod obișnuit, și țineți minte lucrarea aceasta, pentru că tot timpul va trebui unii să slujească în administrare, în cârmuire. Știți cum s-a rugat Moise când s-a apropiat de finalul vieții lui? Doamne, rânduiește peste un om să introducă și să-i scoată afară. Să fie cineva care să anunțe cel puțin ordinea în care se slujește. Cei care sunt în pozițiile dominante de conducere
trebuie să slujească în dragoste, după modelul Domnului Iisus. Ferice de cei care înțeleg aceasta. Aceasta e și cerința pentru bărbat. El este șeful, zis așa, în familie, preotul. Ce se cere lui? Să iubească, să slujească în dragoste, să îngrijească de nevastă și de copii. Haideți să citim o discuție și răspunsul dat de Domnul din Marcu capitolul 10 pe tema aceasta. Citesc de la versetul 42, unde este evidențiat modelul diferit de conducere în biserică față de cel din lume. Iisus i-a chemat la el. Când ei discutau despre care să fie cel mai mare și erau supărați pe pretențiile unora. Și le-a zis, știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor, domnesc peste ele și mai mare lor le poruncesc cu stăpânire. Noi trebuie să poruncim cu slujire, dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Deci aparent presbiterii comandă. Ce spune? Fraților, veniți la ora aceea la adunare. Acum ne ridicăm, slujim, cântăm sau trebuie să dăruiți niște bani sau veniți pentru o lucrare, mergeți acolo în misiune. Dar ei în același timp slujesc adunării. Când cineva dintr-o familie îl sună, poate la orice oră, mai matinală sau mai serală, vină frate până la mine. Sau vreau să mă ajuți cu o zi de post, cu o rugăciune. Care comandă? Deci unii comandă administrând, iar ceilalți, biserica, aducându-și cerile în fața lor, îi face de fapt să slujească. Să mai citim și ceea ce este scris în 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 19, despre felul în care Pavel și-a făcut slujirea. 1 Corinteni 9, versetul 19. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudei m-am făcut ca și cu m-aș fi un iudeu. Versetul 21. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum ar fost fără lege. Versetul 22. Am fost slab cu cei slabi ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din voi. Și ca regulă generală, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Domnul să ridice bărbat slujitor, plin de iubire și gata să slujească. Cât pentru pozițiile dominate, adică pentru poporul din adunare, ei trebuie să slujească în ascultare. Dacă frații te roagă să te duci undeva, după cum soțul poate cere soției, auzi, gătește ceva că a venit un musafir la noi, sau fă-mi o anumită lucrare. O ascultare din partea poporului face ca să fie o slujire întreagă în biserică. Și pentru acest aspect vă citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 12. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Deci apreciați pe cei care sunt în slujbă, dacă ei se ostenesc și slujesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Și v-am citat deja înainte din Evrei 13 cu 17, fiți-le supuși ca să faci lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând. Și, totodată, să amintim și cele scrise în 1 Corinteni, capitolul 11, că în mod special aici este nevoie de ascultare. Când se predică ceva, dacă biserica ascultă, slujirea funcționează bine. Dacă nu este ca și cum am lucrat toți la un ansamblu imens,
Și unii ar fi maestri și ar da fiecare muncitor ce are de făcut. Pune piesa asta aici, înșurubează pe cealaltă dincolo, demontează pe cealaltă și cei care primesc piesele sau sarcinile acestea să nu facă. Ce rezultă acolo? Anarhie. 1 Corinteni 11 cu versetul 1 și 2. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud, zice apostolul, că în toate privințele vă aduceți aminte și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. O biserică ascultătoare, slujitoare. Și în final iau două exemple ca să vedeți cum ne slujim unii altora. 1 Timotei 5. Versetul 5. Observați cum văduvele slujesc conducerea adunării. Cea cu adevărat văduvă care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cere și rugăciuni. Pentru cine se roagă? N-are urmași. Pentru biserică, pentru slujire. Acum observați, de la versetul 9. O văduvă ca să fie înscrisă în lista văduvelor și să o ajute biserica să-i slujească. Trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, deci a slujit. Să fie crescut copii, să fie fost primitori de oaspe, să fie spălat picioarele sfinților, să fie ajutat pe cei nenorociți, să fie dat ajutor la orice faptă bună. Iată cum ea slujește pe cei din slujbă când sunt în misiune, se roagă pentru ei când slujesc și ei o hrănesc pe ea spiritual cu învățăturile sfinte și o ajută, aș spune eu, din caseria bisericii atunci când ea nu are alt venit, că nu întotdeauna au fost vremuri cu pensii și asigurări. Se slujesc unii pe alții. Un alt exemplu de slujire reciprocă, îl vom sesiza tot de aici și se evidențiază foarte bine la nivel de familie. Până copiii sunt mici, părinții slujesc. Îi îmbracă, îi hrănesc, îi alimentează. Posibil când părinții vor ajunge bătrâni și slabi, să se întoarcă slujirea. Și ei să aibă nevoie să fie sprijiniți de copii sau de nepoții lor. Și acest aspect trebuie generalizat în biserică. Și nu doar la capetele vieții, în loc să îi crească la creșă și să-i ducă la azil, ci toată viața. Cât e de frumos, de exemplu, niște părinți care locuiesc la țară, ajută cu ce pot copiii care sunt la oraș. Iar copiii care sunt la oraș se duc și ajută părinții la țară. Și lucrul acesta trebuie să fie valabil și în biserică. Aici este scris în versetul 4. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia se deprinde să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Sau, cum spune Petru 1 Petru 5 cu 5, ca bătrânii și tinerii să aibă legături. Aceasta înseamnă slujire reciprocă, printre altele. Și în acest context să fie împodobiți cu smerenie, că în smerenie te pleci ușor să slujești celuilalt. Tinerilor, tinerilor, voi aveți nevoie de serviciile celor în vârstă, de sfaturile lor, de rugăciunile lor. Și cei în vârstă au nevoie de cei tineri. Cât de mult se bucură o soră care s-a tot rugat pentru un grup, când îi vede că merg la ea și cântă. Este o slujire reciprocă. Închei lecția despre slujirea reciprocă. Prezentându-vă din Scripturi, din Proverbe, capitolul 25, că o slujire bună duce la răsplătirea ambelor părți. 25:13, ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului. Așa este un sol credincios pentru cel ce îl trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Iată cum o slugă poate să facă o bucurie, o înviorare unui stăpân. Și acel stăpân, dacă este serios, va oferi o răsplată slugii. Și sluga se va bucura și ea de cadou ce l-a primit. Și tot din Proverbe 27:18, cine îngrijește de un smochin, va mânca din rodul lui.
Tu îngrijești mochinul să nu fie afectat de dăunători, să aibă cele necesare dezvoltări, și el slujește ție oferindu-ți roadele lui. Și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Deci, este un beneficiu dublu. Dar acesta nu privește numai viața aceasta. Toți cei care slujesc vor avea o răsplată și o bucurie a slujirii, și nu numai atât. Felul în care slujim aici ne va determina locul de slujire pentru eternitate. Să nu creadă cineva că aici a fost un leneș, un pasiv, unul care a avut un singur dar, dar n-a făcut nimic cu el, și dincolo va primi 5 cetăți sau 10 în locul altuia care a slujit aici, și el le va primi dincolo. Noi nu ne-am angajat să slujim lui Dumnezeu doar până la pensionare. Noi ne-am angajat să slujim lui Dumnezeu slujindu-ne unii altora pentru aici și vom continua pentru viața veșnică. În cele două pilde a talanților și a polilor din Matei 25, de exemplu, fiecăruia dintre slujitori, după capacitatea lui, mai mare, mai mică, stăpânul se va adresa cu aceeași chemare, cu aceeași ofertă. Bine, rov, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Deci acolo vom avea, zis așa, și un servici pentru care ne-am pregătit de aici, dar și bucuria pentru ce am slujit aici. Și bineînțeles, bucuria de a sluji dincolo. Căci dacă sunt unii oameni care nu se vor putea bucura, dacă în condițiile acestea mântuirea e posibilă, care nu se vor putea bucura în întregime, sunt cei care n-au slujit. E o bucurie știrbită. Imaginați-vă când s-a construit o adunare, sau când este o lucrare de evangelizare sau orice altă lucrare. Se pot bucura cei care n-au făcut nimic deopotrivă cu cei care au pus mâna? Poți să le spui, bucură-te și tu. Degeaba că dacă n-a semănat, ce să crească? El n-are bucuria aceea. Ne dorim o bucurie a răsplății și a slujirii când va veni Domnul. Și, evident, ne angajăm ca în împărăția lui Dumnezeu să slujim cu aceeași bucurie, în alte condiții, dar tot Domnului și tot celorlalți, într-o slujire organizată, la care Domnul să ne sprijinească aici și o va face sigur și în împărăția sa. Amin.